consilierul acestuia spune că se așteaptă încă rezultatele finale, că s-au bucurat pentru victorie, n-au sărbătorit. Vedem declarațiile. O declarație oficială și o conferință de presă va avea loc în cursul zilei de mâine, într-o locație pe care o vom anunța în seara asta, foarte probabil. Totul se va întâmpla după comunicarea, publicarea rezultatelor oficiale de către Biroul Electoral Central. Pentru că nu vreau să facem speculații, vreau să avem certitudinea că lucrăm pe date concrete, confirmate oficial de Biroul Electoral. A fost o campanie grea? E ușor de observat că a fost o campanie dificilă, dar frumoasă. Frumoasă, da. Și în fond și în rezultat. Cum ați reușit? Dar este tot ceea ce vă pot spune. Știu că presa așteaptă mai multe, însă în cursul zilei de astăzi, până se liniștesc lucrurile în sensul în care se vor fundamenta oficial rezultatele. Aseară ați sărbătorit victoria? Ne-am bucurat în mod cert. Nu sărbătorim niciodată. Ne bucurăm.